Voi și Victor m-a rugat David Picura să fac bicycle uzat versus bicycle nou. De trei ori, frate, de trei ori. Mi-a stat trei comentarii, unul după altul. 1, 2, 3, pac, într-o secundă toate trei. Spam. Eu sunt Sorin Veșteanean. Și astăzi voi face un review sau comparație între bicycle uzat și bicycle nou. Hai să vedem care e diferența între aceste două. Însă trebuie să-l căutăm cel mai uzat pachet pe care l-am prin casă de la bicycle. Hai să-l căutăm. Bun, cam astea ar fi pachetele pe care l-am mai găsit prin casă. Bun, acesta este cel mai uzat pe care l-am găsit prin casă și acesta este relativ nou, l-am desfăcut acum o săptămână, însă nu prea l-am folosit. Aș prefera să nu mai desfac un alt pachet doar de dragul acestui video, pentru că ăsta e ca și nou, acesta roșu. Bun, prima oară să ne uităm la culoarea cărților, care cred că se poate vedea, nu e nevoie de explicații care e nou și care e vechi. E normal să devină așa cărțile după ce se uzează foarte mult, pentru că e carton. Hârtia se murdărește, n-ai cum să o speli. E ca rahatul. Îmi cer scuze pentru vocabular. Bun. Pe lângă faptul că sunt mai negre, astea uzate, în același timp sunt și mai groase, sunt mai umflate un pic, pentru că, na, nu știu dacă e jigă acolo, dar hârtia s-a mai strâmbat așa. Sunt și cărțile un pic mai strâmbe. Sunt așa, ca și m-ar fi hârtie creponată. Pe lângă faptul că sunt mai umflate, de exemplu, cred că din pachetul ăsta uzat îmi lipsesc niște cărți, pentru că am jucat cu ele poker sau nu știu ce, am jucat cu prietenii pe dezbrăcatele. Și aici sunt toate cărțile și deja sunt mai mari decât celălalt pachet, da? Decât astea. Bun, hai să vedem o altă chestie, o altă diferență. De exemplu, la cărțile noi, ascultați cum se aude la spring. Hai să ne facem cu altă, cu sunet mai aproape. Liniște. Bun, și acum să vedem cum se aude cu ăsta. Liniște. Deci ăsta se aude ceva gemerțan și la asta se aude Dacia. Ideea e că ăsta nu o se aude așa pentru că sunt și mai tari. Deci cartonul este mult mai tare, adică uitați-vă cât apăs pe el. Și uite-vă la asta, cred că o să vadă cât de ușor se dau față de celelalte. Da? Pentru că devin mai moi, în timp devin mai moi cărțile, deși mulți ar trebui să devină mai moi. Bun, cam așa merg cărțile astea, le vedeți cum merg. Ăsta e un evantai, hai să faci pe față să-l vedeți, evantaiul. Cu cărțile uzate. Și acum o să fac cu cel nou. Vedeți diferența? Bun, așa merge un pachet nou. Și dacă ai talent. Pe lângă asta, uitați-vă la pachetul ăsta nou, ți-am mai făcut o dată. Trebuie să pun nasul în față, să pun nasul, ca să dea mai bine evantele. Dar cine a făcut așa? Imediat. Trebuie să fiu mulțumit. Nici acum nu sunt fie. Uitați-vă pe aici, vedeți cum se vede alb complet și ce frumos se vede, curat, așa. E, dacă aveți imaginea asta în minte cu evantaiul și acum să-l fac cu celălalt, să vă uitați în zonele alea cum se vede. Faceți abstract de cum e evantaiul, oricum e varză făcut. Dar ce vreau să văd linia asta maro, e jegul de la cărți, na, n-am ce să le fac. Așa devin cărțile uzate. V-am zis că o să am jucat și pe stradă, am jucat poker sau nu știu, sau pe masă și s-au adunat jeg pe ele. După părerea mea, dacă un pachet devine mai rău decât e ăsta în stadiul ăsta, deja ar trebui băgat în carantină. Adică, pe bune, uitați-vă cât de... Nu știu, mi-e teamă să nu ia microb de el. Bun. Încerc scuze că se mișcă camera, nu am trepied, o să-mi cumpăr unul.
Săptămâna trecută am filmat cu trepiedul unui prieten, mersi Vlad, dacă te uiți la acest video, dar oricum nu te uiți, mersi oricum. Bun, cam asta a fost diferența între bicycle uzat și bicycle nou. Nu știu dacă pot să zic altceva despre ele, dar în mare parte cam asta e diferența între un bicycle nou, adică e și un bicycle uzat. În primul rând se negrește, în al doilea rând cărțile devin mai moi, în al treilea rând sunt mai bune pentru florișele astea pentru că stau mai unite bine cărțile, devin mai lipicioase oarecum. Și după stadiul ăsta de jeg, în mare parte dacă vă mai jucați cu ele și să mai pune jeg, o să înceapă să facă niște bunițe de la mici de jeg. N-am cum să vă arăt că astea încă n-au prins, ia să văd dacă găsesc una cu jeg pe ea, nu găsesc. Dar mare parte ele își fac să adună niște bobițe mici de jeg și pac, cam alea sunt. Bun, dacă v-a plăcut videoul, dați un like, abonați-vă la canal acum să se abonați și de asemenea lăsați un comentariu cu ce părere aveți voi despre acest bicycle și ce ați pățit voi cu pachetul bicycle. Sau cu orice pachet, da? Până la viitoare vă zic, noapte bună!